Stimați abonați, vă salut! Aici avem de la un abonat de-al nostru, un prieten cunoscut, acest amplificator sub denumirea de M-Voice E2000, cu așa o înfățișare, două canale, indicatoarele de nivel, protecție, clip și așa mai departe, butonul de on-off care a venit într-o stare exterioară satisfăcătoare, însă interiorul ne va spune tot. După o intervenție și o muncă depusă enormă, am primit așa un rezultat. Interiorul a fost curățat la cel mai înalt nivel. Este într-o stare ca nouă. Urmează reparația modulului care se află aici. Ambele canale sunt. O reparație care se vor schimba finalii pe un canal în întregime, atât de pe în perioada pozitivă cât și negativă. Și venim cu o testare. Suntem la etapa finală. Amplificatorul a fost reparat cu succes. M-Voice E2000 Pro, foarte rare întâlnite pe piața noastră, însă iată avem un model respectiv la reparație. Am conectat amplificatorul, vom testa canalul A, avem osciloscopul, frecvența de test 1 kHz, să-i dăm startul. Să vedem ce măsurăm. Menționez că amplificatorul nu are un limiter încorporat, deci fiți foarte atenți, nu mergeți pe roșu. 60 de volți RMS, curat, în 4 ohmi. Și, ca de obicei, avem rezultatele deja calculate. Deci, M-Voice E2000, tensiunea măsurată de 60 de volți, frecvența de test 1 kHz. Așa, rezistența de sarcină 4 ohmi. Curentul prin sarcină calculat 15 amperi, o putere aproximativ egală cu 900 de W în 4 ohmi și 450 de W în 8 ohmi. A fost testat canalul care a ars. Cum vă spuneam, iată am așa un interior bine aranjat, bine curățat, absolut totul perfect, s-a restaurat, s-a fixat și amplificatorul merge astăzi către proprietar să mai încercăm încă o dată. Deci iată așa. Îl vinim cu el până în clip. Aici am clip. 60 de volți. Am clipul. Așa. Deci nu mergem cu el în clip, că o să ardem difuzoarele. Asta a fost mica prezentare. Rezultatele, după cum se văd, sănătate și numai bine tuturor.